Salut, doamnelor, și stai. Nu suntem la spectacol. A, da, aveam niște spectacole, chestii, trestii. Bun, deci, astăzi abia am filmat videoclipul cu provocări nebune și acum filmăm altul. Pentru Da. că, da, așa e moda. Uitați, eu sunt cameramanul care am filmat în episodul trecut. Iar acum, vedeta care a făcut în episodul trecut provocările, acum el filmează. Deci, într-un fel, eu o să fac provocările Da, da, acum. da, 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 au înțeles. Bun. Bine. Prima provocare este să te duci cu nasul în balegă. Hai să o facem pentru carieră. Chiar a băgat nasul în balegă. Vedeți ce face pentru voi. Dați like. Vă rog, abonați-vă pentru mine. E scârbos. A mea intrat în nas. Da, balega e uscată, deci uitați și voi. Da. E uscată rău. Bun, acum. Următoarea provocare este să... Ce să te provoc eu oare pe tine, măi? Nu. Ștergi de la gură cu cârpastă de pe jos. Ia uitați-vă și voi de pe jos. Murdară, urâtă, dezgustătoare. Și stai, ca să fie completă. Și Gata. mega completă. Acum o bagă și prin balegă. Dai! Ai, mă, dă-o încoace. Du-te să vomiți. Da, s-a dus să vomite. Bun. Următoarea provocare. Nu-i fain. Următoarea provocare este să spui casei aleia că ești, să strigi tare necou că ești fraier. Da, să strigi tare necou că ești fraier. Bun, deci vedeți, ăsta chiar acceptă orice provocare. Foarte nebun! Poți să mă sui și pe acoperișul ăla și să spun: Sunt legea lumii! A, de fapt, da. Și cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa.